Deseori suntem întrebați cum îți poate distruge stresul sănătatea. În primul rând, trebuie să știm ce este stresul. Stresul este o reacție naturală a corpului în situații dificile sau provocatoare, cum ar fi problemele la locul de muncă, probleme de sănătate, relațiile personale tensionate, divorț, pierderea cuiva drag, probleme financiare. Trebuie să mai știm că stresul are trei faze. Faza 1 sau reacția de alarmă, când apar primele manifestări cu respirație accelerată, creșterea bătăilor inimii, atensiune arteriale, nod în gât sau stomac, anxietate. Faza de adaptare la stres este faza a doua și această fază poate dura de la câteva luni la câțiva ani. Este perioada când organismul pune în aplicare un proces de rezistență față de noua situație. Proces de rezistență care se face cu un consum fantastic de energie. Și dacă factorii de stres nu sunt rezolvați și dacă persoana în cauză nu ia măsuri pentru a-și rezolva această stare de consum energetic, apare epuizarea, care este cea de-a treia fază. În faza de epuizare, persoana nu mai poate face față presiunilor și clachează. Rezervele fizice, psihice, biologice sunt total epuizate și putem vorbi de instalarea unor boli grave, cum ar fi diabetul, ulcerul, psoriazisul, boli ale sistemului nervos. Sigur, și tu te întrebi care sunt primele semne care indică un factor de stres. Așadar, poți avea dificultăți în a adormi sau poți avea un somn agitat și neodihnitor. De asemenea, te poți trezi frecvent în timpul nopții sau te poți trezi dimineața de vreme cu o stare de oboseală accentuată. Sunt situații în care persoanele stresate pot cădea în obiceiul de a consuma alimente nesănătoase sau alcool pentru a face față stresului. Stresul poate afecta sistemul digestiv și poate duce la probleme precum indigestie, constipație sau diaree. Persoanele stresate pot deveni prea concentrate pe problemele lor sau în legătură cu situațiile din jurul lor. Acestea pot fi supuse la atacuri de panică sau pot avea probleme de anxietate, cum ar fi gândurile obsesive sau sentimentele de neliniște și frică. Acum poate vă întrebați care este legătura între microscopul în câmp întunecat și stres. Așa cum spuneam, stresul produce modificări în organism. În primul rând, eritrocitele, globulele roșii, sunt legate între ele și nu mai pot transporta corect oxigenul și nutrienții la organe și țesuturi. Consumul de alimente nesănătoase, de asemenea, poate duce la creșterea colesterolului sau a glicemiei. Consumul redus de apă poate duce la o concentrație crescută de oxalați de calciu sau cristale de acid uric. Putem vorbi de o imunitate scăzută în cazul persoanelor care trăiesc într-un stres continuu. Concluzia? Este important să recunoaștem semnele stresului și să găsim modalități care să ne ajute să ne gestionăm stresul pentru a menține o sănătate bună. Și nu uita, ai grijă de sănătatea ta chiar dacă te simți sănătos.